Două? Dar de unde să știu astea? 47. 47 de mii, 900 de mii, 200. Șacalilor, ce faceți? Bă, trăiască familia voastră, sunt șocat, bă. Ați băgat clipul verii în trending pe locul 10 în verii. Vă mulțumesc, nu cred că o să mai am un clip să-l bată fel, așa că dacă vreți să lăsați un like, să facem 20.000 de like-uri la videoclipul ăsta și să vă abonați, ar fi super. În trecut am făcut un test de prostii și astăzi o să fac un test de deșteptăciune, să văd cât de deștept sunt și o să încep cu teste de la cât mai jos, de la clasa 1. Sper să pot să iau măcar un 5 de trecere. 4? Cât de deștept ești? Începe testul. În momentul ăsta am început testul. E 4 iulie și în Anglia? E 4 iulie. 4 iulie. Da, este, normal că este. Câte zile din naștere are un om în medie? Gen spune câte te naști, bă, o zi din naștere, că ai o zi din naștere, nu? Unele luni au 31 de zile, câte au 28? Câte luni au 28? Stai așa, bă, stai. Unele luni au 31 de zile, câte au 28? Stai o leacă, câte au 28? Care este toate! 12, nu? Sau una! 12 sau una? Trească familia. Bă, dar mi-ați dat prea greu, bă. Bă, ce-mi dau ăștia veri așa greu? Păi stai că nu știu. Stai, nu-i cu timp, vă rog, fără timp. Deci la mine a trecut cât să fac anul ăsta? 5 ani de când am terminat liceu sau 6? 5 sau 6? Câte luni au 28 de zile, că așa toate 12 au 28 de zile, știi? Dar câte au strict 28, una are. Bă, nu știu, frate, nu pot să dau pes ca la școala de șoferi. Trăiască familia, să-mi ziceți ce scor faceți voi aici. Stai să dau ăsta mai mare. Am, uite, 31, nu, că au 30, gata, bă, una, asta era, sau era 6. Mam. Este ilegal în Franța ca un bărbat să se însoare cu sora văduvei lui? What? Sora văduvei. Sora văduvei lui. Dacă ești văduvă înseamnă că... Bă, este ilegal. Bă, deci... Ma. Practic nu există, dar este legal, nu? Este legal, pentru că... Da, gen... Nu, oricum nu există, dar e... Împarte 30 la 1 pe 2... Și adună 10, care rezultă? Veri, ce înseamnă 1 cratimul 2? Nu-i cratimul. Cum se numește, Veri? Du, obligă asta! 1 obligă 2! Băi, eu nu trișez, da? 1... la 0,5? What the fuck? 30 împărțit la 0,5? Ce sunt parte? 30? 30 împărțit la 0,5. Cât dă? 60! 60, vere! Mă, cum să dea mai mult, mă, decât numărul? Este posibil? Bă, să trească familia mea. Deci, bă, hands, how, I'm out, how, hey, ho! Doamne ferește să vadă vreunul care mi-a fost profesor, să vadă cum sunt eu acum. Bă, îmi pare rău, îmi cer scuze public, că atâta știu. Deci, oficial, îmi cer scuze. Dacă m-am luat vreodată de cineva, să știi că sunt mai prost decât eu, orice aș face. Nu știu. Bă, mai iau și eu după la 60, 70, 75, 70. Într-un coș sunt 3 mere și iei 2. Câte mere mai ai? Deci, într-un coș sunt 3 mere și iau 2, nu? Cât mai sunt 2, iau și cum ar veni, mai am 3, nu? Că sunt alimente toate, nu? Doctorul îți dă 3 pastile și spune să iei una la fiecare jumătate de oră. Câte minute îți vei avea pastilele? Câte minute îți vei avea? Ma. Astea sunt pastilele, ok? Astea sunt pastilele mele, da? Eu sunt ale mele, sunt pastilele mele, ok? Și îmi spune să iau una la fiecare jumătate de oră. Deci, într-o oră jumătate. O oră jumătate este 90. 90 de minute. Un fermier are 17 oi și toate, mai puțin 9 mor. Câte mai rămân? Ha-ha, ce glumă proastă! Dacă toate mor, înseamnă că toate, nu? Mamă, ha-ha! Câte animale de fiecare... A luat Moise pe arcă. Nu zic că poate mi-l demonetizează clipul. Animale din fiecare, așa, a luat Moise pe arcă. Eu nu știu câte au luat Moise în primul rând de același, nu? Bă, nu știu, veri, 1000, trească familia mea. Câte timbre de 2 lei sunt într-o duzină? Mamă, veri, trească familia mea, timbre, duzină, 12, nu? Cât am luat? Ia. Felicitări, punctajul tău e 4. 4? Veri, am luat 4. Așa n-am trecut clasa 3-a. Mă, cum să nu trec? Cum adică? Dar sunt sigur că ești bun la sport? Actually, chiar sunt bun la sport. Ia uitați brațile astea. Unde dau eu cu pumnul? Nu contează nota, bă. Băi, cine mișcă nu mai mișcă. Cine mișcă, mișcă mort atâta zi. Răspunsuri corecte. E 4 iulie în Anglia? Da. Vine după ziua de 3 iulie. Câte zile de naștere a nouă? Răspuns una. Doar una. Unele luni au 30 de zile, răspuns 12. Toate. Este ilegal pentru un bărbat în Franța, răspuns nu, pentru că e mort. Nu? Dar mă, da, ăsta nu se pune, mă, vere. Asta e cel mai prost site din lume. Îmi ziceți în comentarii, vă rog, câte reușiți să faceți voi. Și citesc toate comentariile și dau inimă. Test de inteligență, cât repede îți merge mintea. Bă, dar m-a luat prea tare, mă, vere. Te numeri printre cei mai inteligenți oameni din lume? Da! Da! Sunt! Numărul 2678 scris e... Eu nu știu să-l scriu așa aici, prost. Hai bă, eu am carnețelul meu aici, trească familia mea. Păi da, eu pe asta nu mai dau din carte. 8762. Perfect! Ce urmează în șir? 37, 34, 31. Deci sunt din 3. 28 minus 3, 25. Fraierilor. Care dintre numerele este multiplu de 5? 5 ori 5... 5 ori 5? 5? 53? 17? 5 sau multiplu? Bă, ăsta e de matematică, ok? Eu n-am... Azi nu-mi place asta de mate. O să facem de-astea clasă o leacă mai mică. Că nu vreau nici să încep deodată. Că nu e ok. Ok, facem de-asta mai micuț așa. Cine este Traian Vuia? Traian Vuia este un... aparatul de zbor. Haide băi, dă-i. Păi cum, o mers? Păi bă, am pus! A, erau două, am înțeles. Cine este Mihai Eminescu? Un poet. Mihai Eminescu este un poet, foarte simplu. Hai, continuăm. În ce țară se află orașul Washington? În America de Nord. Ok, hai că nu-s prost, hai că nu. Cine este Decebal? Decebal este regele dacilor. Băi, frate, dar pe ăștia de clasa 7 ai bat așa la fund pe toți ești prost. Cine a inventat stiloul? Stiloul l-a inventat Poenaru. Bă, Petrache Poenaru, mare om, mare om, un om extraordinar. În ce an s-a făcut primul zbor din istoria omenirii cu un aparat mai greu decât aerul? Decât aerul? În 1400, când era Ștefan cel Mare, în niciun caz. Deci asta înseamnă că trebuie să știu în ce an s-a inventat avionul, nu? În 1905 nu zburam. Ba da, nu, în 1906. Bă, v-am zis! V-am zis! Învățați o leacă, puneți mâna, lăsați YouTube-ul, gata. Terminați de uitat la videoclipul ăsta și vă mergeți. Care este cel mai lung os? Nici nu mă uit și zic că-i femurul. Al scheletului, femurul. Deci, fraților, sunt complet doxi de carte. Ce lungime are... Bă, răspundeți cu mine, ce lungime are Dunărea pe teritoriul României? Trească familia mea. 196. Deci vă zic acum. Vă zic eu, sunt mai exact 1700... Nu? Cât este? 2000... Atâta țară avem, ești prost? Așa multă țară avem? Dunărea, ia arată bă Dunărea. Arată Dunărea mapă. Dă să văd o leacă Dunărea. Wow, ce tare e Dunărea. Ce reprezintă anul 0 din istorie? Normal că anul nașterii lui Iisus Hristos. Băi, învățați, învățați. Bă, dar astea sunt prea ușoare. Care a fost primul om care a zburat pe lună? Neil Armstrong. Eu, uite, miracoviți să vere. Am 7, 9, 5, 4 împărțit la 4. N-aveam de unde să știu, vere. Ce vrei? Două? Dar de unde să știu astea? 47. 47 de mii, 900 de mii, 200. Cât durează o mișcare de revoluție? Revoluție a pământului. De revoluție? De rotație, bă. Eu nu mai fac așa ceva. Deci ăștia nici nu știu să scrii, bă, să-mi trag palme. Test cultură generală greu. Ce canal conectează Oceanul Atlantic și Oceanul Pacific? Canalul Dunărea, Marea Neagră, Oceanul Atlantic și Oceanul Pacific, Panama, n-are cum, Suez, Suez toată ziua și toată noaptea este, Suez, dacă am zis Suez, e Suez. Cum se numesc cei trei faraoni care au ridicat marile piramide pe platoul din Giza, din așa, Hephaestion, Khafra și Mykernros, exact ăștia, Cheops. Care este prima planetă de la Soare? Asta ar trebui să știi toată lumea că este... Venus. Cine a scris Manifestul Comunist? Manifestul Comunist. Manifestul Comunist. Stalin și Mao Zedong, Lenin și doctorul așa, Karl Marx, Alain Bedieu, Leopold Barthez. Că au fost dești, au fost dictatori comuniști, da? Nu știu dacă o scris eu o carte împreună. Bă, eu îi pun pe ăștia, sincer. Dar de fapt n-avea cum să fie Stalin. Unde pot găsi o perlă naturală? O perlă naturală o găsești într-o scoică, nu? Din ce roman de Victor Hugo face parte personajul Quasimodo? Quasimodo este ultima ziua unui așa, da. Bă, ție și eu zici că-s Cătălin, talent, trească familia mea, o să mă pună numai pe TikTok. Câți culori este într-un burger? 3 culori. Care este numele singurului român care a ajuns în spațiu? Călin Popovici. Bă, zici că-s nume de alea de AI, știi? Îl întreb pe ChatGPT, scriem niște nume de români și astea. Herald Harald, că nu-i român și cred că are mai mulți bani. Nu? Are sens. Are bani să duc în spațiu. Care dintre următoarele desemnează teama irațională de sânge? Hematofobie, hormonofobie, hialofobie, hidrofobie. Hidro nu, hemato, hemoglobule, hermeno, hemato. Hemato, tată. Cine l-a interpretat pe Dracula în filmul cu același... Nu știu, deci metoda dinozaur, am pus și eu una aici. Brazilia a fost colonie, dacă se vorbește portugheză. Care este cel mai mare organ al omului? Elea e organ? Elea nu e organ. Elea nu este organ. Ficatul, tată. Nu, creierul. Stai bă cât a... Depinde mă, Veric, că am creierul mic acum, na. Nu pot să... Poate fi creierul în mod normal. Dar dacă am eu e mic, cum pot să-mi compari eu? Uitați, ficatoiul eu am. Și atâta creierul și am, că atâta mi-a dat Dumnezeu. Na, poate o fi creierul, eu o să zic ce la mine. Deci asta este subiectiv, răspundeți cum vreți voi, eu zic că ficatul, că eu am ficatul mare, vezi. Eu am ficatul mare ficat, știi? La mine se prelungește la cât și pe pancreas, înțelegeți? Care este cel mai mare număr de stele Michelin care se acordă unui restaurant? 4 stele, veri, n-are cum să aibă 5, 5 la hoteluri. Câți atomi de hidrogen sunt o moleculă de apă? H2O, 2. Ce ratat. Pe ce continent nu găsești albine? Antarctida, veri. Cât am luat? Ai răspuns corect la 6 întrebări? 6 întrebări? Deși n-ai răspuns corect la toate întrebările, astăzi ne simțim indulgente, așa că îți vom acorda notă de trecere. 6 din 15? Mai puțin de jumate, adică n-am trecut? A, era canalul Panama, da, am zis bine. A, Mercur, da, frate, cel mai aproape, da. Nu știu de ce am pus Venus, sunt prost. Manifestul comunist. Uite-mi Karl Marx, da, știam asta. Așa, unde am greșit? Victor Cocoșatu, bă, Cocoșatu, veri! Dimitri, așa, Dumitru Brunariu, am crezut că-i cântăresc, trească familia lui. Respect, domnul Dumitru. Hema, am zis bine. Bela, aici, cred că am pus cu ochii închiși, că nu știu. Portugheze, bă, de ce am pus, mă, spaniol, bă, deci... Ia uite, care era? Pielea. Deci pielea este organ. 3 stele Michelin. 3, bă, dar... Munciți o leacă mai mult, faceți mâncare de 4 stele, veri, faci de 3? Păi de mă duc să dau atâția bani să mănânc de 3 stele? Fă de 4 stele, veri, să mă zim la all inclusiv. Câți atomi, așa, 6 le-am știut pe de rost, da. Aparent n-am trecut nici la asta. Cam gata cu testele. Deci, da, aparent nu am trecut la niciunul. N-am trecut la niciunul. Nu pot să cred că n-am trecut la niciunul. Este rușinos, dar mă va motiva să mă apuc de învățat. Nu este prea târziu niciodată să te apuci de învățat. Îmi pare rău că poate am creat niște așteptări, da? Deci v-am creat niște așteptări și vi le-am spart. Nu că le-am spart, le-am terminat. Dacă aveați așteptări de la mine, îmi pare rău. Sincer, chiar credeam că pot mai mult. Asta este... Cu coada între picioare mă retrag, atât am putut. Oricum, sincer, la geografie chiar n-aveam cum să știu, pentru că eu când am vrut să dau bacul la geografie, cred că v-am mai zis povestea asta, o întreba profa de geografie, doamna Săruna, dacă vedeți asta, o zis, ridicați mâna cine vrea să dea bacul la geografie. Și am ridicat cam toată clasa și mi-a zis, Lucian, las mâna jos, nu dai. Zic, cum doamnă, dacă vreau la geografie, nu dai, nu te las eu, nu dai. Doamne, dar vreau, nu dai, n-auzi că nu iei, nu știi nimic. N-am dat la geografie, am dat la logică, asta e. Și vă mulțumesc pentru suportul din ultima perioadă. Ca de obicei, mă șocați de fiecare dată, adică episod postat în 2 zile, 400.000 de vizualizări. Păi ați mai văzut vreodată așa ceva? N-am mai văzut eu în viața mea așa ceva. Nu uitați, mă urmăriți și pe Instagram la Roz Niculeț și la TikTok tot la Roz Niculeț, pentru că îi dăm blană și acolo cu videoclipurile de-astea scurte. Și până data viitoare, eu ce să vă mai zic? Beți apă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat!